Bună, bine v-am găsit la cel mai interesant episod din serie. Pur și simplu nici nu vine să cred că îl fac, sincer să fiu. Și de data asta episodul ăsta nu are intro pentru că e o țeapă jalnică la care nu va pune nimeni bătul vreodată. Cel puțin refuz să cred că e cineva atât de idiot. Pur și simplu fac clipul ăsta pentru că mă simt nevoit să-l fac. Nu pentru a vă atrage atenția și a vă arăta mecanismul complex al vreunei țepe de care să vă feriți, că nu e cazul, v-am zis, că nimeni nu pică în plasa asta, iar dacă pică cineva să-mi trimite mesaj ca să-i fac o diplomă personalizată pentru prostul planetei. Clipul ăsta îl fac pentru că mă simt nevoit să-l fac, pentru că am primit acum vreo 2 săptămâni mesajul ăsta pe Instagram de la o persoană, apoi de la altă persoană, apoi de la altă persoană, apoi de la alta, apoi de la alta, apoi de la alta și tot așa, adică hai să vadă lista de mesaje din cererile de mesaje de pe Instagram. Am primit 10 de mesaje de la oameni care îmi spun despre găinirea asta în doar o zi, că ia uite, schem frate, și nici măcar nu exagerez sau ceva, uite, hai să intru pe Instagram și să vă arăt cererile de mesaje. Din câte vedeți, suntem în cererile de mesaje, ia să vedem ce cerere de mesaje am eu. Dacă nu ar fi acelea cu țeapa de pe Steam. Primul mesaj. Următorul mesaj. Salut Ciprian, uite, am dat peste tipul ăsta care vrea să ne dea un cadou pe CSGO-ul contului de Insta, e proaspăt făcut, nu are urmăritori, nu urmărește pe nimeni și e privat, evident. Ok, și ce vrei să fac cu informația asta? Clip? Bun, exact aceleași mesaje. Exact aceleași mesaje despre aceeași țeapă. M-au contactat persoana ce zice că am fi câștigat un premiu pe CSGO. Cam aș fi... Fine. Evident, aceeași chestie ți-am... Da, v-am zis, nu sunt neapărat urmăritorii mei, ci au pus și niște clipuri și acum s-au decis să-mi trimite și mie mesaje despre... Au pus ăștia target pe mine și prea am vrut să-mi fure copiii, contul de Steam, ajută-mă. Da, și a revenit, evident, a revenit. Da, cred că ați prins ideea, niciodată n-am fost spamat cu mesaje atât de multe într-un timp așa de scurt, dar sunt acum spamat cu idioțenia asta. Culmea, o idioțenie la fel de penibilă precum aia în care primeai mesaj de la Cristiano Ronaldo de pe contul secundar cu 67 de urmăritori că mă să-i împrumut și lui cardul tău bancar ca să-și cumpere niște tenis și îți dă el banii înapoi când se loghează pe contul principal. Numai că tentativa aia de țeapă, așa penibilă și simplă cum era, măcar era hazlie. Iar asta nu e. Că despre faptul că sunt spamat de oameni care îmi zic despre tentativa asta cu Steam-ul și CSGO-ul, e și o explicație aici. Imposibil să fii atât de prost încât să pici în plasa asta. Practic, ar trebui să fii de două ori mai prost decât un om care ar trimite mesaje la Bongo sau care ar da bani ca să-i vadă pozele Valentinei Lungu de pe OnlyFans. V-am zis, e imposibil să fii atât de prost. Iar oamenii ăștia, care nu sunt neapărat urmăritorii mei, dar au văzut așa printre cele 2-3 clipuri de ale mele, se gândesc puțin și, mă, nu au intenții rele, evident, dar zic, ce țeapă penibilă. Hai să-i trimit mesaj lui Lospa și să-i zic despre că sigur ne-a mai trimis și altcineva mesaj despre țeapa asta. Și sigur e atât de interesantă și bună țeapa încât va face clip ca să nu care cumva să pice cineva în ea. Deși logica e simplă. E vreo țeapă complexă? Ai picant țeapa asta? Dacă răspunsul e nu la ambele întrebări, atunci nu-mi dai mesaj pentru că ne pierdem vremea amândoi. Uite, să vă dau un exemplu. E ca și cum ai vedea vara pe marginea șoselei un câine peste care a dat mașina, iar lângă el e pus un panou pe care scrie hot dog gratis, mâncați cât e cald. Și mi-ai dat mesaj ca să le zic cu oamenilor să nu care cumva să mănânce, că nu e hot dog dintre ăla de mâncat. Nu, Vere, îmi pierzi timpul degeaba, pentru că oamenii deduc și singur că nu e comestibil. Și sunt nevoie să scrolez printre mesajele astea, pentru că sunt și ponturi și idei bune printre ele, ca de exemplu țeapa despre care am discutat în episodul anterior, sau restul țepelor despre care am discutat în seria asta, nu-s chiar țepe la prima mână. Dar, na, riscul meseriei bănuiesc. Acum hai să ne uităm peste țeapa asta, de dragul discuției și ca să nu mă mai spameze diverse persoane cu ea, deși până apariu că și după ce fac clipul ăsta, tot voi primi mesaje despre... Ia uite frate, vor să-mi fure și contul de Steam. Ia uite. Am câștigat un concurs. Da, trecem repede peste ea, pentru că vreau să discut și despre o țeapă în care e mai plauzibil să bici, tot cu Steam și CSGO. Deci primești mesaje de la conturi cu 0 urmăritori, 0 activitate pe Instagram. Deja ar trebui să ignori mesajul, ai pus capăt țepei dinainte să știi despre ce e vorba. Salut, felicitări, ai fost ales dintre fanii Counter-Strike Global Offensive, precum și de la personalități celebre, ai câștigat un cadou în acest joc. Da, da, cum să nu? Pentru a ridica un cadou, procedați în felul următor. 1. Deschideți pagina noastră de profil și aici au lăsat un link. Adăugați persoana noastră, prietenul de dumneavoastră de pe platformă, faceți o ofertă comercială, rămâneți până când schimbul are loc, de obicei nu va dura mai mult de o oră, dacă cererea de transfer nu a fost acceptată, adăugați un prieten. Amintiți-vă că trebuie să selectați doar un skin într-o singură cerere de schimb, felicitări. Bun, deduci din primele 20 de secunde că contul de la care primi mesajul e unul fals, tu nu ai participat la niciun concurs, site-ul celor de la Steam este steampowered.com și bănuiesc că au și domeniul steamcommunity.com cumpărat, habar n-am că nu-s cu jocurile, nu-s cu Steam-ul, dar mai mult ca sigur site-ul Steam nu este steamcommunity.com.
steam.com.ro sau steamcommunity.com.ro. Îți ia maxim 20 de secunde să procesezi toate detaliile astea. Nu va pica nimeni în ea. Pur și simplu nu va pica nimeni în țeapa asta, iar dacă va pica, atunci să-mi dea mesaj ca să-și revendice diploma personalizată pentru prostul planetei. V-am zis, chiar meriți să iei apă dacă pici în ea. Adică uite-te și tu la site-uri. Unul deja e blocat de browser când încearcă să-ți fure datele. Dacă tu dai pe butonul nu, du-mă pe site că vreau să merg mai departe și-ți introduci datele, atunci bănuiesc că meriți țeapa. Și trecând peste această așa zisă țeapă, hai să discut despre alta, care e mai pe bune și merge ca un sfârșit după câțiva ani de zile. Cam ca bicicletele lui Bill care zbai trafic. Wow, ce amuzant. De la un moment dat te trezești cu niște mesaje pe Discord de la un individ pe care nu-l cunoști, care te întreabă dacă ăsta e profilul tău de Steam și ți-atașează o poză cu contul tău de Steam. Tu îi zici că da, iar după ți va zice că ți-a dat report din greșeală la cont pentru cumpărături ilegale și că adminul Steam a zis că îți va bana contul. Voi vă dați seama, să-i baneze contul. Unde am ajuns oameni, câtă cruzime, oare ce va face băiatul ăsta fără contului de Steam? Bun, și după ce ne întreb care admin îți va bana contul și pe ce motiv, că n-ar avea vreo dovadă, individul îți va zice că un cont s-a dat drept contul tău și că i-a furat itemele de pe CSGO și că acum vina a picat pe tine, că acel cont i-a dat blog și că hai mai bine să vorbești cu adminul Steam, că uite-i profilul de Steam și contul de Discord, dar adaugă-l și lămuriți treaba. Te rog, și tu băia credul sau cel puțin curios să-l adaugi pe așa zisul admin pe Discord, verifici profilul de Steam pe care ți l-a dat ăsta și vezi că într-adevăr profilul respectiv e în stafful Steam, însă contul de pe Discord nu e asociat cu acel profil. Și așa zisul admin care nu e admin îți va zice că știi că îți va fi banat contul dacă nu demonstrezi că tu nu ai fost implicat în această țeapă, da? Și asta mi s-a părut cea mai hazlie chestie din conversație. Nu stafful Steam trebuie să dovedească că băiatul ăsta a dat țeapă, ci el trebuie să dovedească că nu a dat țeapă. E ca și cum ți-ar zice cineva că Moș Crăciun există. Tu îi spui că nu există și tot el zice că ea dovedește tu mă că nu există. Nu, lucrurile nu merg așa. Cel care face o afirmație primul trebuie să dovedească lucrul susținut în conversație. Zici că Moș Crăciun există? Păi atunci dovedește-o. Uite, eu vă zic vouă că Moș Crăciun există. Acum vreau să-mi scrieți în comentarii lopșate, înșeli, Moș Crăciun nu există. Iar eu o să vă dovedesc că există. Poftim! Moș Crăciun are o singură rugăminte. Să vă abonați la acest canal, să facem milionul până de Revelion. Și puneți un like acestui videoclip dacă crezi în mine, adică în Moș Crăciun. De fapt, în mine, căci doar eu sunt Moș Crăciun, ce naiba! Ho, ho, ho! Da, și apoi ți se pare conectat de data asta de pe așa zisul cont de admin pe Discord. Îți va zice că trebuie să faci un recurs, că să faci screenshot-uri la discuția avută cu persoana care te-a raportat din greșeală. Evident, aici încercând să-ți câștige încrederea, la modul, uite, sunt pe bune admin și nu sunt scammer. Apoi îți va cere un print screen cu inventarul tău de pe Steam și îți va zice să te deconectezi de pe cont pentru că va efectua o scanare să vadă dacă au fost activități ilegale pe cont și te deconectezi tot ok până când se pare îți va cere un cod pe care l-ai primit prin SMS și imediat zice că nu trebuie să te tem frățioare, că acest proces e înregistrat și că nu și riscă el reputația de membru din echipa Steam. Deși v-am zis, nu a demonstrat pentru o secundă că e moderator sau admin sau ce zice el că e pe Steam. Și e logic să faci așa când minți, te afuzi în detalii și încerci să spui cât mai multe chestii pentru că nu ești convins că persoana te crede. Pe bune, nu se lasă nimeni impresionat că ești tu din echipa Steam doar pentru că ai pe Discord același nume precum numele pe care l-are o persoană din echipa de pe Steam. Tu nu ai demonstrat că ești membru din echipa Steam dacă ai pe Discord același nume precum l-are persoana respectivă pe Steam. Că știți și voi, e imposibil să spui absolut orice nickname pe Discord. Uite, să vă dovedesc. Iar codul pe care trebuie să îl dai, evident, pe care l-a primit prin telefon, îl va folosi ca să schimbe datele de logare, dacă chiar ești atât de inteligent încât să-l dai. Și cam asta e și schema asta. Puțin mai creativă decât banalitatea aia de mesaj cu ai câștigat nu știu ce iteme pe CSGO. Nu, dacă va fi o problemă cu contul tău de Steam, cu siguranță Steam nu te va contacta pe platforma lor, adică pe Steam, sau pe mail spunându-ți toate detaliile, ci te va contacta pe Discord și va discuta cu tine acolo, vă dați seama. Și nu o să câștigați niciun schimb pe CSGO la un concurs la care n-ați participat. Nu, steamcommunity.com.ro nu este site-ul celor de la Steam. Nu, niciun membru din echipa Steam nu va sta cu tine la discuții pe Discord ca să lămurești că ne este par. Și nu mai trimiteți mesaje de genul despre acestea așa zise țepe. Aici vorbesc cu cei care mi-au trimis mesajele că nu interesează pe nimeni și nu va pune nimeni botul la ele, ci doar îmi pierde și voi pierdeți timpul aiurea. Cam ca atunci când vă uitați la clipurile lui Moș Crăciun.